Astăzi a fost un concert, primul concert din cadrul seriei Concerte Provocare. Din fericire pentru mine a fost preluat de Pro TV și cred că a fost o seară plăcută pentru cei care s-au aflat aici. Concertul de astăzi s-a intitulat, bineînțeles, tot Provocare, deoarece acest concert conține o mare parte din piesele de pe CD. Și acum am să vă prezint formația mea, la pian Ovidiu Cernăuțeanu! La chitară
vom organiza aceste turnee și în funcție de orașele care ne vor primi și ne vor ajuta în acest sens. Și sunt convinsă că este drumul pe care va trebui să mergem de acum încolo. O fac de ani de zile, poate că întotdeauna muzica mea a fost mai puțin înțeleasă de unii, însă nu am făcut niciun compromis. Și mama îmi spune, nu-i pentru tine altă iubire, odată tu vei afla, dar ea nu știe că niciodată, nu niciodată, de lângă el n-aș pleca.
cântat chiar și o piesă aici care s-a intitulat Vă place genul meu. În această piesă am dat posibilitatea tuturor să spună părerea. Unii vor spune da, alții vor spune nu, bineînțeles. Mi se tot spune mereu că nu e bine ce fac și toate vorbele zboară și e uitat. Atâtea mii de păreri o contrazic pe a mea, dar eu simt și eu. Noi vom merge, probabil, și vom înregistra și în alte studiouri, în afară, și vrem să începem să dăm această muzică, să mergem cu acest CD și cu acest gen de concerte și în alte țări și să spargem ușor gheața. Ușor. E greu, dar o vom sparge ușor.
Bineînțeles că eu îi apreciez foarte mult pentru progresele pe care le-au făcut și au fost întotdeauna alături de mine și eu îi voi susține întotdeauna, bineînțeles. Poate că nici nu mă cunosc, poate n-ai nici cum să mă recunosc. Acum pentru mine ai fost o zână bună. Poate că va veni o zi când voi ști cum să-ți pot vorbi. Până atunci fiecare ceas și o săptămână voi aduce în vis comod și vom zbura sus printre nori. Ascultă-mă și crede-mă acum, te voi iubi, te voi iubi. Oricât de greu ți-ar fi să crezi, așteaptă și ai să vezi, te voi iubi. Și orice chip în jurul tău, vei fi chiar eu, te voi iubi mereu. Zilele vor veni zâmbind, nopțile vor fi de gii. Orice nor a fi dar însemn de vreme bună. Orice lucru pe care îl vrei îl găsești doar în ochii mei. Și orice clipă ne va găsi doar împreună. Îți voi aduce în vis comori și vom zbura sus printre noi. Ascultă-mă și crede-mă. Simt cu ei ca în familie, pentru că noi timp de 2 ani de zile am avut turnee în Olanda, am stat împreună, deci am locuit împreună și suntem foarte buni prieteni. Eu le înțeleg perfect gusturile lor, chiar dacă eu sunt o reprezentantă a muzicii pop, iar ei reprezentanții muzicii rock în România.
pot să fiu, mi-e teamă să nu-l simt. Dar acum el s-ascunde iar printre nori deja. Într-o noapte am visat că eu l-am atins ușor. Eu l-am atins ușor. În clipa aceea m-am trezit la soarele. Cine e cel mai nesuferit? Nu știu, mi s-a dus vestea că și așa aș fi. Cam nesuferit, da. Vorbește mult. Vorbește mult și prost, auzi. Și la telefon și uite că nu răspunde nimeni. Iubita mea, de ce nu-mi răspunzi? Am rămas în casă, nu e nimenea. Părinții au plecat de mult și vreau să mă distrez cumva. Prietenii așteaptă, dar în telefon. Avem o oră, doar o oră și un geap de pat pe fond. Și ai, 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 cu mine și ai să vei. Și ai, 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 ai. Este plină, plină și pe hol. Dansăm pe masă și nu ne pasă dacă ești într-un gol. Poți să faci acum tot ce ai visat. E seara ta, poți să pomezi sau să te mă-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 
Ai o oră să te distrezi, ai cu mine și ai să ne joci. Ai o oră și doar a ta, o să vii și cu soara ta.
Deci acum o să am nevoie de ajutorul vostru. Iar mai ales cei care stau acolo în picioare o să poată să cânte cu noi. Da? Da, 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 cântă. Ia să vedem, o dată eu, o dată voi, cât de tare puteți. Da. Aie, 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 aie. Aie, aie, aie. Aie, aie, aie. Aie, aie, aie. Da, voi cântați destul de bine, dar aici, aici sunt părinții voștri în stânga mea. Hei, ce faci, ce faci? Ha? Ia să vedem. Aie, aie, aie. Aie, aie, aie. Aici sunt sigur bunicii voștri, nu sunt părinții voștri. Ia să vin mai aproape pentru că văd că acolo, acolo. De la ce liceu sunteți? Ce clasă? De unde? Din București? Atenție! Cântăm numai noi! Ai, 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 și acum, a, 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 wow! A, 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 să te distrui, hai cu mine și hai să vezi. Ai o oră și ora ta, poate să vii și în soa ta. Cel mai simpatic este ex-holograf, nu vă legați de el. Nu știu, toți sunt simpatici. Vorbesc foarte serios, sunt chiar foarte simpatici. Chiar e sfera, asta e lumea mea. Vino să-ți spun ceva. Am aflat o taină despre careva. Fapte și dovezi. Am cules într-una, pot să le și vezi. Despre el, despre ea. Ce contează acum de altcineva? Și voi apla din nou ceva. Nu mai!
Am încercat să facem un melanj, am încercat să colaborăm și să iasă ceva din această colaborare. You know I love you, you know it's true, yeah. Give you all my love, baby, what more? Yes I do. But myself, I hope you understand. I just want to be your loving man. Oh. You know I love you. You know it's true. Give you all my love, baby. One more, if I know. Thank you.
Pentru telespectatorii le doresc să aibă parte de concerte foarte bune la Pro TV și eu sper să pot să le ofer concerte din ce în ce mai bune. Deja știu că postul are o audiență foarte mare, este foarte vizionat și eu sper și vă doresc succese și excese. Ce bine e la Pro TV!
Și acum, pentru că nu vreau să vă întristez, am să vă propun o piesă compusă de Virgil Popescu, care se numește Nu te întrista. TV și Intercon Music prezintă în exclusivitate spectacolul Provocare cu Silvia Dumitrescu și invitații săi. Duminică 14 aprilie la miezul nopții ProTV. Te provoacă la o întâlnire pe care nu o poți rata, un concert de excepție cu Silvia Dumitrescu și invitații săi, numai la ProTV.
Ce bine e la Pro TV!